două prietene. Auzi, dragă, tu ce ai de gând să te faci după ce termin liceul? Cealaltă, cred că o să mă fac blondă. O altă roșcată a muzicii autohtone este Monica de la Candy. Ea ne va demonstra că nu există bancuri cu roșcate. Bună seara, bine v-am găsit! O să vă spun un banc scurt și sper eu destul de simpatic. Ion și Maria împat după o zi extrem de obositoare. Maria îi spune lui Ion: Ioane, îți miros picioarele. Și Ion: dacă vrei tu. Mulțumesc! Calități. Dinu Maxer. Bună seara! După un banc scurt, dar bun, unul lung, sper tot atât de bun. La școală, Bulă era micuț, prin clasa a treia, și învățătoarea le spune: copii, pentru mâine, vă rog frumos, vă duceți acasă, vă întrebați părinții cum ați venit voi pe lume, fiindcă eu n-am dreptul să vă spun asta și vreau să știu dacă vreunul dintre voi o să afle adevărul. În sfârșit, toți copiii se duc acasă, Bulă pe seară și amintește de tema care îi se dăduse și se duce la taică-su, care se uita la televizor la un meci. Tată, ce mă? Cum am venit eu pe lume? Mă, tu vezi că mă uit la meci? Du-te, te rog frumos, la maică ta, lasă-mă în pace cu problemele astea ale tale. Extraordinar. Se duce bulișor la mămica. Mămică, am și eu o problemă. Ia spune. Uite, învățătoarea noastră ne-a spus să aflăm de la voi cum am venit noi pe lume. Se gândește, cum pot să-i spun eu așa ceva lui? Câți ani are? Are 8 ani, 9 ani. Uite, știi ceva? Ia tu din bomboniera asta niște bomboane și uite, dacă sugi o bomboană din asta, naști tu copil acolo, nu știu. Ia, du-te. În sfârșit, a doua zi la școală, profesoara, ia să vedem acum, e momentul culminant al zilei, să vedem care dintre voi știe adevărul. O mânuță sus. Ia spune tu. Barza. Nu se mai poartă mai. Toți copiii supărați, păi cum, și noi aveam aceeași variantă? Singurul Bulă victorios sus. Eu știu. Ia zi tu, Bulă. Se ridică din bancă. Doamna profesoară, îi mai rămăsese o bomboană în buzunar, lestule, mâncase toate și se lipise de buzunar. Doamna profesoară, știu, numai puțin să o scot. Nu, Bulă, nu, te rog, stai liniștit. Dar dacă o scot, pot să-i dau colegii mele să o sugă? Incredibil de real, un bărbat. Aș vrea să aflu foarte multe de la Dinu Maxer, dar mai întâi vreau să știu dacă de la început te-ai axat pe muzică. Da, într-adevăr, pot să spun că am îmbrățișat muzica de pe la 5 ani, asta fiindcă aveam un acordeon și trebuia normal să-l îmbrățișez ca să pot cânta la el. Prin 97, 96, 97 m-am lăsat singur, după aceea în 99 mi-a venit ideea cu axa. L-aveam pe Mihai, un bun prieten, cântam împreună și în alte spectacole și am spus neapărat noi doi trebuie să punem bazele unei trupe și iată că în continuare numai noi doi am rămas în acțiune. Spune-mi, te rog, despre debutul tău în televiziune ca și moderator. A fost o surpriză și pentru mine, nu m-am gândit niciodată la asta, dar am fost solicitat să vin la o preselecție. M-a tentat, trupa de pe a fost ca o familie, am învățat foarte mult acolo, mai ales că a fost emisiune în direct și acolo nu este iertată nicio greșeală. Salut. Și sper că în continuare să vă surprind cu o surpriză în curând. Încă o dată,
Trebuie să recunosc că rock and roll a fost dansul meu preferat, dar nu pe aceștia, chiar pe ăștia nu știam. Așa. Da, erau alte figuri. Nu spune că știai alți pași pentru că spun melodia și te pun în față. Bine, nu știam asta. Așa și? De, nu știu de ce ai afirmat tu că a fost în noi de curaj să te prind. Păi, am zis că vin. Nu. Și în general când spun că vin, partenerii mei de dans fug. Asta să le spunem celor care nu sunt inițiați în dans, că important este să știi cum să te agăți de partener, nu greutatea. Iar eu știu. Atât am așa, învățat. Asta nu conta altceva. Știu și eu acum de acum. Felicitări. Eu îl mulțumesc și tu felicitări că eu am venit și tu ai stat. Trebuie să mă ridic, fiindcă este deja cunoscut, eu gesticulez foarte mult. Ce se întâmplă? Pe bulevard, o domnișoară foarte bine făcută se plimba. În spatele ei, un gagiu. Tipa se uită odată, asta nimic. Gagica a făcut se autoapărare, practic imediat o figură și face un... Se uită satisfăcută în spate și trece mai departe. Gagiu dezamăgit, nebunit, stătea și făcea: nu mai suport, e al treilea geam pe ziua de azi. Și înainte să dau ștafeta, vreau să spun că vreau, fiindcă tot există acest dialog cu bancurile cu negri, nu? Da. O să da. Răspund, cred dar că nu mai știi. Spre tine se uită. Pare rău, știu nu, că el era... Nu, mai bronzat. Promit că în emisiunea următoare să fiu și eu cameleonul, să mă uit așa. S-o crezi tu. Știi când se fac copiii negri? Cum sau când? Când. Cam când? Pe întuneric. No, fiindcă există o replică când se fac copiii bâlbuiți. În căruță. Care sunt cele mai importante trei calități ale bărbaților? Și vrei să le afli de la invitații noștri? Absolut. Ok. Vlad? Haideți să oculim chestia cu Amanta. Și să ajungem la Nicoleta? Poate o poziție socială, nu? Poate o relație cu o calitate, nu? O calitate a bărbatului. O poziție socială, o... Ce? Bravo, o... Tușe! Se da? Lage... Mersi. O siguranță financiară. A lui sau pentru el? A lui, pentru ea. Eram curioasă. Și acum, din punct de vedere medical, vă spun clar că și potența sexuală. Dar astăzi a fost extrem de sincer. Se pare că publicul e de acord cu mine, mulțumesc. Și nu numai. Nu, stai că n-am înțeles. Le-ai pe toate trei? Nu, eu te întreb, stai, nu. Iar eu am dreptul să nu răspund. Absolut. Este frică oare de fane, ori de nevastă. Nu se știe. Acum este momentul ca spectatorii să-l voteze pe cel mai simpatic invitat din această seară. Aveți grijă, toți sunt foarte puternici. Și iată că publicul a votat. Bărbații din public au fost puțin încurcați că trebuie să voteze alți bărbați și nu la bancuri, ci la alte, pe alte considerente. Vedeam unul care chiar plânge pe undeva. În sfârșit. Sărind peste acest aspect, fetele au votat entuziaste și cel care a fost votat cel mai mult se numește Dinu Maxer. Sunt curioasă, de ce crezi tu că ai devenit cel mai simpatic invitat din această seară? Oare de ce? Ale cele trei calități. Pe care nu are totuși. Nu o să vă răspund, o să vă spun doar așa, dacă s-a reeditat un târg al bărbaților, se pare că se reeditează și câștigătorul. Mulțumesc frumos! Frumos! Dacă te-ai plictisit, vină cu noi să afli. No, e Banshow. Banshow, glumă bună. Te ajunge o săptămână și aștept din nou să spui așa. E Banshow. E locul potrivit. Dacă te-ai
tuturor! Nadin și Cabral vă prezintă Bang Show! Toată lumea a venit, oltenii, blonde și un polițist. E momentul să ne distrăm, hai să dansăm. Muzica e cea care te face să trăiești. Viața e un show cu bani cursești. Avem vedete pe măsură, în cap de masă stă chiar bună! E Bang Show! E locul potrivit. Dacă te-ai plictisit, vino cu noi să afli un nou. E Bang Show! Dar și-o glumă bună, dar și-o o săptămână și aștept din nou să spui așa. E Bang Show! E locul potrivit. Dacă te-ai plictisit, vino cu noi să afli un nou. E Bang Show! Dar și-o glumă bună, dar și-o o săptămână și aștept din nou să spui așa. E Bang Show! Bang Show! Uite, Nadine, s-am adus oglinda pe care mi-ai cerut. Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Nadine, a început emisiunea. Știu, dar nu e un concurs de frumusețe? Este un concurs de bancuri. Dar eu auzim ceva despre femei. Da, în această seară vom încerca să aflăm dacă femeile chiar vorbesc mai mult decât bărbații. Aha, am înțeles în sfârșit, eu am tăcut. Nadine, nu ai exagera, emisiunea de abia a început. Nadine, ok, Ciprian, dă-ne o mână de ajutor, te rog frumos, ajută-ne. Ciprian! Doamnelor și domnilor, începe Bang Show! Să intre în scenă Andreea Alexandru din Suceava, 21 de ani, ce-i sunet? Ion cu Maria se căsătoresc. Ziua anunții, toată lumea. Plic de lidum baloc dohenda, plic de lidum baloc dohenda. Maria a bătută, merge la măsa. Bă, mamă, știi, am călcat pe bec, nu mai sunt fată mare, Ion nu știe. Fata, mami, n-am ce să-ți faci. Mergi, vezi, știi unde e carnea pentru sarmale? Iei un pic de pieliță de acolo, o introduci, rezolvi tu cumva. Zici și făcut, merge, faci așa, noapte, seara anunții. Hâța, 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 hâța. Ion, la un moment dat, ce, Ioane, te îndoiești cumva că nu aș fi fată virgină? Că te-aș fi înșelat? Nu înțeleg, dar ce caută ăsta în pila abatorului acolo? Și acum o superbă glumeață de galați, Doina Coșeru. Dumnezeu îl trimite pe Sfântul Petru pe pământ. Adun toate femeile măritate de pe fața pământului la oaltă. Zi și făcut. Acum spune-le să facă un pas înainte toate care și-au înșelat bărbații. Grup. Rămâne o singură femeie în spate. Doamne, uite, mai este o femeie cinstită pe fața pământului. Merită să se bucure de toate bunătățile raiului. La care Dumnezeu: Petre, stai liniștit. Du-te și împinge-o de la spate, că asta e surdă și n-aude. Vopsește mașini în culori splendide. Laurențiu Vargaș, din Râșnă. Vladimir Putin, Iliescu și cu Clinton. Să vorbesc ei care își cunosc țara din elicopter și fiecare să spună câți proști au în țară. Merge, merg, merge, merg, ajunge deasupra, merge. Și America Mare, ce, cam 35.000 de proști. Zice, bă, stai bine, bă! Merge, ce merge, merge, ajunge deasupra, ajunge Rusia, dar mai mică, zice, cam 30.000 de proști. Ajunge deasupra României, zice, aici țara mea, zice Iliescu. Zice, tu câți proști ai? Zice, niciunul, nu se poate, zice, cum niciunul, zice, eu 35.000 de proști, ăsta 30.000 de proști, tu niciunul, nu se poate, zice, așa ceva. Băi, oameni buni, zice, coborâți unde vreți voi, zice, primul om ce-l întâlniți în cale, îi puneți o întrebare, îl întrebați ceva despre ce vă zvâri. Ajunge ăsta, vede din elicopter un pietec așa de câmpie, cu un cioban cu oile acolo. Se duce ăștia acolo, zice, chiar ciobanul se scărpina în cap fără să-și dea jos căciula din cap într-o veselie așa. Zice, auzi, bă, ciobene, zice, nu te supăra. Cum te poți scărpina, mă, ta cu căciula jos fără să-și dai căciula jos în cap? Da, mă, ta când te scarpini în fund, zice, dai pantalonii jos. Cu numărul 4 în concurs, în Băcăuan, într-o super primăvară, Stanciu Gherghe. Doamna Popescu se întoarce de la servicii, intră în hol, o întâmpină Gigel, copilul de 5-6 ani.
Bună, dragul meu, ce-a săcut astăzi, tăticu, unde-i? Este în cameră, mămica, doarme, citește, nu știu ce face. Tu, mămica, să spun ceva. Spune, dragule, care e situația? Astăzi o veni năsica și nu mi-a adus nimica năsica. S-a dus la tăticu în cameră și tăticu a scos... Liniște, te rog frumos să spui asta la masă. Pregătește, doamna Popescu, masa. Vine Popescu, vine Gigel la masă. Popescu mai să-i cadă capul în farfurie. La un moment dat, doamna Popescu pe sub masă. Zi. Mămica, să spun ceva. Spune, dragule, spune, foarte îmbucnată. Astăzi o venină sica la noi și nu mi-a adus nimic, nici măcar o ciocolățică. Dar s-a dus la tăticul în cameră, a scos tăticul cuculețul și a făcut ce ți-a făcut mata nenea Costică acum o săptămână când era tăticul plecat la pescuit. Din Sălaj vine direct la Bank Show Simion Ielciu. O cucoană faină, da faină, faină de tot, se prezintă la doctor. Doctore, ce mă fac? Sunt nebunită, doctore. Ajută-mă. Ce să-ți ajut cu coana? Ce să-ți fac? Păi știi, doctore, am un apetit sexual. Nebun, domnule, nebunesc. Nu mai pot. Și pe stradă și acasă, peste tot, nu mai știu ce să fac. Cu coana, mărită-te. Ce să... Băi, sunt, doctore, sunt măritată. Sunt bine să la serviciu, săracu, năcăjit, obosit. Se așează în pat, o mai au dată de dor, cât poate și el săracul înțele. Și adorme și rămâne nebunită. Mă uit în tavan, ochii în tavan. Hormonii, pornesc, hormonii, dau din picioare ca pe bicicletă, doctore, mă învârt, uite așa mă învârt, sunt înnebunită. Hai de mine cu coa. Ia-ți un amant, am doctor, am și amant. Ce să fac, mă duc la ăsta și ăsta e obosit, vine de la serviciu, mă duc la el o dată de două ori, adorme și ăsta. Și iar hormonii, iar bicicleta, iar mă pornesc și ce să mă fac, doctor, mai ia-ți cu coa, nu un amant. Am doctor, îl am și pe al doilea, îl am. Mă spăl, mă frășez, mă aranjez, mă duc la ăsta. Vine și asta obosit la serviciu, după două ture și asta dorme. Iar hormoni, iar bici, doctore, sunt nebunită, ce mă... Aoleu, cucoană, mai ia-ți un amant. Am doctor, ăla am și pe al treilea. Ăsta-i schimbul trei, săracu, vine numai o dată, poate. Cum termină tura, doarme, iar nebunită. Vai de mine, cucoană, dar mă, tale, ești bolnav? Da, doctore, sunt bolnav, scrie aici pe certificat că-s bolnav, toată lumea zice că-s curvă. Al șaselea concurent este un clujan de 47 de ani, Radu Mărgineanu. La birtuțul din pădure, iepurașul barman, apare leu. Mă, băiatul, dă-mi și mie, te rog, un whisky când mă duc la femei, știi? Cum să nu, boierul? Poftiți whisky-ul. Apare ursul. Băiețaș, un coniac curvoazie, știi? Mă duc la femei. Cum să nu, domnul, poftiți? Într-un sfârșit apare și măgarul. Dă-mi și mie, te rog, 50 de rachiu, știi? Mă duc la femei. Păi, mă, măgarul, a fost conul leu, a băut whisky. A fost conul ursul, a băut coniac. Și câte 100, tu vii cu 50 de mililitri? Ce, bă, băiat, numai cât să-mi sticlească ochii, ce-mi trebuie am. Justiția are frumusețile ei. Neculai Mihaela, din Brașov. Concurs de medici. Medici deștepți, medici citiți, chirurgi din toate punctele de vedere, vine medicul japonez. Și, dom'le, la vila noastră pe care o avem, la Tokyo, acolo, pe care am făcut-o noi, și scările care coboară așa vin în jos și sunt prevăzute cu niște așa grilaje metalice, dacă se poate spune, ascuțite. Și mama mea, care are 80 de ani, bătrână fiind, împiedicându-se în kimono, a venit cu ochiul exact într-un ochi din ăla. Cum, domnule, să vină mamă la 80 de ani și dumneavoastră ce ai făcut ca medic? Păi ce am operat-o, ce puteam să-i fac? Și, domnule, ce i-am pus un ochi de sticlă? Domnule, cum să-i pui ochi de sticlă? Aceeași culoare? Da, domnule, aceeași culoare. Și vede? Domnule, vede mai bine cu ochiul de sticlă decât cu ălălalt. Domnule, ce ciudată operație ai făcut dumneata. Chiar e real? Hai, domnule, să poate. Ce dracu, sunt medic, nu? Bun, vine medicul român. Domnule, ce la noi în Brașov, la Biserica Neagră, era un organist, un tânăr organist, un fenomen nemaipomenit văzut omul. Dom'le, dar ce făcea omul? Dom'le, ce să fac? Cânta la org, aer. Și e în Oriașul momentul în care intra în biserică, numai auzindu-l deja era aproape de Hristos. Și? Dom'le, ce într-o zi se grăbea, omul trebuia să meargă la un interviu și cum este la Modarom, acolo un trafic extraordinar de mare, omul s-a grăbit, a trecut printre mașini. Acum, dracu știe dacă cineva i-a pus piedică sau s-a împiedicat. Cert e că a venit așa cu mâinile în față.
Bine, domnule, și ce legătură are? Păi are, că în momentul ăla a trecut o mașină și haști peste mâinile lui și a rezezat degetele. Vai, și l-ai operat? Domnule, ce să mai operez la degetele? Că numai oasele ieșeau afară, nu se mai putea. Și ce ai făcut, domn? Domnule, ce i-am pus în loc la degete niște țâțe de vaci. Cum, domnule, țâțe de vaci? Da, domnule, țâțe de vaci, ați auzit foarte bine. Și? Păi și? Asta e. Domnule, mai cântă la orgă. A, nu, 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 nu mai. Nu mai, că-s micute, sunt mărunte, sunt... Dar cum a face mecanică fină ceasornicărie? Și la 3-4 ore mai mulge și câte un kil de lapte? Pizza, spaghete și bancuri, Mihai Năstase. Vlad Episcanu vine din Craiova și este deprins cu minunile oltencelor. Bucureșteanul Dumitru Segărceanu știe că cei frumos are nevoie de o reclamă bună. Un tip intră la medic în cabinet. Ce te supără? Domn doctor, zi-mă, omule, ce te supără? Picioarele? Nu. Zi-mă, omule, că mai așteptați pacienții afară, nu avem timp. Bărbăția, da, domnul doctor. Hai, mă, zi, scoate, hai să văd. Scoate bărbăția aia, doctor, o mână. Asta e, bă, ce prăpădită, mă. Mă, câți ani ai, mă? 44. Bă, nu se poate. În clipa aia sună telefon. Alo, da, da, da. Iar ședință, domnule director, știți? Păi am avut și el ședință, domnul doctor, ne-ar pleca ridica, domnul doctor, toată ziua, păi se poate. Da, bine, o să vin, da, da, sigur, sigur, repede, 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 da, 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 da. Spune receptorul, eu spun, tu ce mai vrei, mă, ce mai... Un pupic, domn doctor! Penultimul concurent, Petronel Tucariuc, vine de la Pașcan cu frumusețile lungi și Sirezului, direct la Pancho. Un soldat vine în permisie și bea și el ca omul un păhărel, nu știu ce, și duce la ungar să-și facă nevoile. Cum stătea el acolo, vine o băbuță. Soldatele, uite la mine, sunt bătrână. M-aș simți mai tânăr cu 10 ani. Lasă-mă să pun mâna pe un... O uzi de-al tău, știi? Mă, tu ce dă un gol, dar cum să pui mâna pe... Soldatele, uite la mine, sunt bătrână. Lasă-mă să pun mâna. Cu 10 ani m-aș simți mai tânăr. Hai, mă, pune mâna, poftim, na, pune mâna. Soldatele, lasă-mă să pun și mâna și pe celălalt, că cu 20 de ani mă simt mai tânăr. Hai, mă, tu și-ai pus mâna pe unul, ți-ajungi, ce te pui pe amândouă? Cu 20 de ani mă simt mai tânăr, crede-mă. Hai, pune mâna și... De ce te piși la gardul meu, de ce te piși la gardul meu? Ce frumoasă e viața de soldat, mai ales atunci când ești ofițer. Sorin Barzari, din București, la Banșov. Ședință de trageri internaționale făcute într-un stat, mai puțin contează, din NATO, participă militari americani, japonezi și somalezi. Americanii montează tunul, foc, cadera, binocul, cât? 6.000 de metri. Bravo, domne, armament dumneavoastră, NATO. Japonezii montează și ei tunul, foc, cadera. Binoclu, cât, domne? 3.000 de metri. Bine, bine, ție. Urmă revedere, din păcate, de la domnul Stanciu Gheorghe. De la domnul Simon Nelciu. Și de la domnul Radu Mărgineanu. Cu ceilalți nouă vom sta de vorbă puțin mai târziu în cadrul concursului nostru. Nu uitați, avem de dat 50 de milioane de lei. Două ore. Două ore non-stop? Mă rog, poate trei. Și ce ai vorbit atunci? Nu mi-amintesc, știu doar că atunci când am închis telefonul mai aveam atâta de spus. Și vreau să vă spun că acum este rândul invitaților noștri să ne spună câte un banc. Frumusețe
Fetița este, cum știm, avantajul tinereții și feminității. O cântăreață superbă, dintr-o trupă tânără și frumoasă. Delia de la NND. Am voie, nu? Bună seara. Bună seara. Un tip evident nervos așa și cu o mișcare să duce la psihologul meu, nu știu ce, sunt nervos în ultima vreme, nu mai place nevasta, nu, la servici nu mă mai înțeleg, nu, stați să vă consult. Îl consult, omul se uită, am o întrebare personală, îi zice doctorul. Vă rog, domnule, vă m***ați? Da, domnule, să nu mai faceți când nebuniți. Am înțeles. Rețeta eu prescrie, luați medicamentele astea și vă întoarceți după o săptămână. Se întoarce după o săptămână, omul relaxat. Este foarte bine, ați urmat rețeta, da? Foarte. Acum să vă mai întreb, treaba aia o mai faceți? Nu, domnule, îl plătesc pe unul să-mi facă el, să nebunească el. În noapte mă trezesc, cu luna de pe cer vorbesc. Andra! Și că prin orașul Roma alerga unul noaptea cu mașina. Dom'le, dar alerga tare, 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 tare de tot. La un moment dat îl observă un echipaj de poliție. După el, poliția accelera, el accelera mai tare. Poliția accelera, el accelera mai tare. La un moment dat ăștia anunță: dom'le, trebuie să-l încolțim. Au apărut alții și după un colț, într-adevăr, îl opresc vreo trei mașini ale poliției. Dă-te jos, ce cu dumneata? Cu cât ai mers? Cred că am mers cu 180. Ba, ai mers cu 220. Da, recunosc că am mers cu 200. Unde alergai, domne, în halul ăsta? Păi mi s-a întâmplat ceva. Dă-mi carnetul de conducere și o amendă serioasă. Dar șeful lor zice: uitați, domne, eu ies acum din tură, mai am o oră, sunt dispus să-l iert, să-i dau carnetul înapoi și să nu-l amendez dacă îmi spune ceva plauzibil, un motiv pentru care eu să-l iert. Spune, pentru ce ai alergat în halul ăsta? Domne, spune, nu, te rog, grăbește-te. Păi, domne, zice, pe mine m-a părăsit nevasta. Dar asta nu este un motiv. Domnilor, nu înțelegeți că pe mine m-a părăsit nevasta? Domne, eu pentru asta nu pot să-ți dau carnetul înapoi și să nu te amendez. Domne, m-a părăsit nevasta de 2 săptămâni. Da, și am crezut că ați găsit-o și alergați după mine să mi-o aduceți înapoi. Andrei Alexandru din Suceava, din Galați, vine la Ban Show Doina Coșeru. Iar în Râșnov, Laurențiu Parcaș. Bună seara! Haideți, cu curaj puțin mai în față. Sunt cea mai curajoasă, am văzut. Relativ. Relativ. Ce faceți la Ban Show? Ce căutați aici? Am venit să mă fac de râs și eu în fața oamenilor. Am înțeles. Și dumneavoastră? Eu am venit să demonstrez lumii că moldovenii știu să se facă de râs. Știu. Ați venit să le faceți de râs. Nu pe ele, să râdă toată lumea. Să râdă toată lumea, dar de dânsele. Toată lumea, așa și de mine, totodată. Am înțeles. Bine, dacă am început. Dar de ce să râdă dumneavoastră? Păi n-am eu față ca să râdeți de mine. Pe patul de spital, povesteau fiecare cum s-a făcut că au ajuns acolo. Unul mâna în gips, altul și mâna și piciorul, celălalt bandajat complet. Păi primul, eu într-o dimineață m-am trezit, am luat o sticlă de vodcă, pușca în spate, m-am dus în pădure. În pădure trag vodca, văd o gaură mare, fac ochesc, trag, iese lupul, nu-l împuș mortal, mi-a sfâșiat mâna și iată că sunt aici. Vine al doilea. Păi eu am făcut aproximativ la fel. Pușca în spate, vodka, merg în pădure, văd o gaură mai mare și fac iese ursul, ochez, trag, nu l-am pușcat mortal, vine și mâna și piciorul meu sfârșit. Vine al treilea. Păi m-am trezit într-o dimineață, mi-am luat pușca în spate, 3 sticle de vodka cu mine și merg în pădure. Mai trag o sticlă de vodka, văd o gaură mai mică și fac iese iepurașul, ochez, trag, jupoi blana, pun pe spate, mai departe. Mai departe, mai trag o sticlă de vodcă, văd o gaură și mai mare, o chesc, trag, iese vulpea, o împușc, iau blana, în spate, tira. Merg, mai trag o sticlă de vodcă și merg mai departe și văd o gaură și mai mare. Și fac și el Și el Și uite așa m-a călcat trenul.
Câștigați-le 50 de milioane de lei. Frumusețea focului viu și a ardorii hispanice se îmbină în aparițiile lui. Fuego! S-aud în zare zeci de chitare, s-aud cum cântă vesele, s-aud chitările. Cu siguranță Fuego a încins spiritele concurenților din grupa a doua, runda a doua, Ciprian! Se intre în scenă Neculai Mihailă din Brașov, din București, Mihai Năstase și de la Craiova vine direct la Banshow Nicolae Piscanu. Trei bărbați, bună seara! Hotărâți? Bună seara! Și relaxați sau liniștiți? Parțial. Ce înseamnă asta? Semipareză. Ați votat. Le luăm la revedere de la Neculai Mihailă. Mihai Năstase și Nicolae Piscanu merg mai departe în concursul nostru. Au încă o șansă să câștige cele 50 de milioane de lei. Nadine, tu cât ai vorbit la debutul tău? Deloc. Cum așa? Nu pot să cred. Dar este adevărat. Aveam foarte multe emoții. Aha, deci emoțiile au fost de vină. În cazul meu, da. Dar să vedem ce ne spun invitații. Hai să vedem. Hai. Delia a debutat într-un clip publicitar pentru promovarea informatizării în școli. Așa e? Să și mă uitam la tele și când am văzut că încep tele, 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 n-am văzut o bâlbă așa de când sunt, m-am ridicat în picioare și am început ca la fotbal. Hai, Rudico! Zi, Rudico! Hai, Rudico! Iar eu nu știam la ce că poate mi-a transmis Vicky treaba asta. Eu gândindu-mă, așa în aparat și uitându-mă la mine că nu mă pot opri din tele, tele, Mica Davidescu a debutat în Machinal cu rol principal. Încă de pe atunci a convins și publicul, dar și regizorii care au distribuit-o ulterior. Așa e. Da, aș putea spune că la Teatrul Național am debutat cu acest rol. Da, debutul... Ce experiența asta a început de undeva? Când ai debutat? Mă simt groaznic între voi doi, în primul rând. Așa constat că am încetat să mai cresc de foarte multă vreme, nu la vârsta... obișnuită. Da, cam așa, am fost cam așa. La radio, la Iohan, la o... ok, facem așa. Foarte la o, bine. La da. O emisiune. Unde se discuta, evident, subiectul omniprezent. Vorbește femeia mai mult decât bărbatul și Nadine a luat o poziție foarte feministă și a spus și a început să zică: "Ei, și noi eram ca niște soacre acolo." Ne? Să râzem pohote. Ne ajută cei ce concurează pentru grupa a treia din runda a doua. Ciprian! Avem acum băncoși frumoși, Dumitru Segărceanu din București, din Bașcan, Petronel Tucaliuc și Sorin Barzani din București. Și atât pe cei trei. Ce faceți? La fel de bine, nu? Toată lumea face bine în seara asta. Păi dacă nu ești mor, faci bine. Înțeles. Și ce să fac? Un italian mort. Fac câți bani faceți dumneavoastră? Un italian mort. Unul viu face așa. A? Cine mai are, că pe mine m-a iertat Dumnezeu. De ce anume, de italieni? Nu, că aici că peste 40. Italieni, gata? Nu, români. De să știe. Cât aveți, parcă? 41, spuneți. Da. Trecuți. Un reporter de la un mare cotidian se duce într-un sat în Uzbekistan să ia un interviu unui sătean. Ia spune, ai putea să-mi povestești și mie un eveniment mai fericit din viața ta? Da! Ia spune. Într-o zi, capra mea s-a rătăcit prin munți. Ne-am adunat o sătenii la mine acasă, am băut vodcă. Apoi am plecat în munți, am căutat-o, am găsit-o, am adus acasă, am făcut cu toții sex cu ea. Pe urmă iar am băut vodcă. Uaa, ce scârboz, măi, zoofilie, să faci, uaa, dacă un culo, da. Mă, zic, păi, ești în stare să-ți spui o zi așa mai fericită a vieții tale? Da, e, ia zi. Într-o zi, soția unui sătean s-a răsit prin munți,
Ne-am adunat cu toții la el acasă, am băut vodcă, apoi am plecat în munte, am căutat-o, am găsit-o, am adus-o acasă, am făcut-o sex cu ea și pe urmă am băut vodcă. Uaa, ce scârbos, bă, nu se poate, bă, cu tine nu se poate, bă, de așa. Bă, dar o zi tristă a vieții tale poți să-mi povestești, mă, ești capabil? Da. E, ia zi. Într-o zi m-am rătăcit prin munți. Doi prieteni voiau să bea și ei ceva, dar buzunarele erau goale. Ce spune unul? Mă, bani de un crembu și mai am eu. Îl cumpărăm. Eu îl bag în pantaloni. Mergem, consumăm. Când vedem că deja e de dus, eu scot crembu, știu, tu te așezi în genunchi. Te joci cu el așa, îi faci o... Ăștia o să le vie greață, scăr, bă, măgarilor, ieșiți afară, bă, aici v-ați găsit, nu vii rușine, mă, căutați-vă alt loc, mă. Și tot așa facem, mergem, mâncăm, bem bine, a, le țin o figura, o crișmă, două, trei, patru, tot așa, un șut în fund și beau, mâncau bine, ăsta cu cremă, știu, ăsta, așa, pe la opta crișmă, ăsta care stătea săracul în genunchi, se chinuia mai mult, îl dureau, bă, așa mă dor genunchii, și așa-s de amețit de cap, dar ăsta care purta cremă, știu, a, mie îmi spui, cum? Eu de pe la a patra creștină mi-am pierdut și crembul, știu. Oră de instrucție de front, într-o cazarmă, într-un câmp deschis, pe timp de toamnă. Bineînțeles, în companie și bulă. Capitan, dă-i, fă-i dreapta, dă-i, front în față, dă-i în stânga, dă-i în dreapta. Toți executau bulă al meu. Lasă-l, băi, ce, băi, da. Capitanul vede. Soldat bulă, ordonați. Păi executăm. Lasă șeful că merge. Da? Aviația la joasă înălțime. Ăștia toți, pe jos, bulă al meu drept. Băi, bulă, tu n-ai auzit comanda? Am auzit-o, șeful. Păi și acum ce faci? Mă ascund cât un arbore. Da? Unde vezi tu, mă, copac? Păi dumneavoastră, unde vedeți aviația la joasă înălțime? Gata cu vorba, a venit momentul votului. Haideți să vedem cine rămâne și cine merge mai departe. Gata, s-a votat. Sorin Varzari pleacă acasă. Din fericire, Dumitru Segărceanu și Petronel Tucaliuc rămân în concurs să se lupte. Elena Chelaru este invitata perfectă pentru o emisiune de divertisment. Este imposibil să nu râzi la glumele ei. Acesta este și motivul pentru care am invitat-o pentru a doua oară la emisiunea noastră. Dacă este Bank Show, păi atunci Bank Show să fie. Marilena Chelaru. I say it to you. Se spune că iubirea înseamnă... Trupa întâi, dar până atunci Ciprian din Neva spune un banc. Ok, dacă vorbim despre lucruri frumoase și general despre femei, o să vă spun un banc cu bărbați. Da. Ce a zis Dumnezeu după ce l-a creat pe bărbat, în persoana lui Adam? Puteam să-l fac și mai bine. Asta ar fi unul. Și ca o replică, de ce l-a creat totuși Dumnezeu mai întâi pe Adam? Ca să poată vorbi cu cineva până apare Eva. Mulțumesc. Și acum Ciprian își va relua rolul de announcer al acestei emisiuni și va prezenta, evident, concurenții grupei întâi. Ok, în cazul acesta, Bancuri Frumoase cu Andrei Alexandru din Suceava și Laurențiu Farcaș din Râșnă. Bună seara din nou! Da? Văd că e o anumită legătură între dumneavoastră. Da, de acum începe. Ce se începe? Legătură. În ce sens legătură? Nu, o luam în formă de glumă. El este vreo legătură între frumusețea femeii și abilitatea ei de a vorbi? Să nu spunem pacoste. Încă nu știm. Încă nu știm. N-ați găsit o femeie deșteaptă să vorbească mult sau una mai puțin deșteaptă care să vorbească mult? Păi de urâtă nu-i frumoasă, dar-i harnică putoarea, de-astea mai sunt. Femeile vorbesc mai mult decât bărbații? Și de ce? Da, vorbesc mai mult decât bărbații, bănuiesc că au limba mai mare.
Dar să te ferească Dumnezeu să intri tu în gura bărbaților la bârfă, pe cuvânt că am auzit. Da, să te ferească. Aleluia! Scripțic și cu Ierica, tată și fiică merg în târg la Adâncata. Dis de dimineață, punga cu galben, păcai, tic-tic, 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 tic-tic. Până apropiere de Adâncata, pun pădure pe acolo, hoții, stați așa! La care Ierica, tată, cu toată rușinea, să salvăm galbenii, îmi dai punga, o introduc acolo și... Zis și făcut, o ia, jap, o bagă, vin hoții, îi caută, controlează, nimic! Tone, dacă tot i-am jefuit, le luăm cai. La cai, tic-tic, tic-tic, tic-tic. La care Scripțic, bă, fata tate, dacă era și mătai, salvam și cai. Ion și Maria, prieten bun tare de tot. La un moment dat ajung ei să vorbească cu părinții, în fine, hai să se căsătorească. Și ei, gata, fixează data nunții. În noaptea nunții, zice, no, păi fă, Mario, zice, hai să facem și noi treaba aia rușinoasă. Zice, măi, Ioania, zice, e o fată mare, mă, cam tem, zice, mie cam frică mie. Nu, fă, Mario, zice, hai să facem treaba aia rușinoasă, că trebuie și noi căsătoriți, proază, da? Hai, măi, Ioania, zice, măi, o să mă doară, zice. Zice, las că nu te doare, zice, că o iau eu așa mai ușor, zice, te iau eu așa mai... Zice, hai mă, Ioane, zice, te rog frumos, zice, că mie mi-e teamă tare de tot. Auzi, fă, Mario, zice, fii atent aici, zice, m-am gândit la ceva. Ca să nu te doară prea tare, zice, zici și tu lunile anului. Și apoi și începe Maria. Ia, ianuarie, zice. Februarie. Martie. Aprilie. Mai las-o, zice. Iunie. Iulie. August. Septembrie, zice. Octombrie. No. Noiembrie. De ce ai scos-o, prostule? Iată că avem un semifinalist. Și dacă Andrei Alexandru ne părăsește, așa asta înseamnă că semifinalistul se numește Laurențiu Fărcaș. Frumusețea vocii Nadinei. Nu știm dacă gătesc, dar știm sigur că glumesc. Sunt la Bang Show, Mihai Năstase din București și Nicolae Piscanu din Craiova. Femeile din București și Craiova, da? Femeile din Craiova vorbesc mai mult decât alea din București? Depinde. De ce? De cât de lasă bărbatul, nu? De cum au papagalul. Și papagalul cum se dezvoltă? Depinde de penaj. În București cum e? Vorbesc mai puțin, mai... Foarte mult. Un român rupt de foame în Italia s-a uitat pe geamul unui restaurant. Intră doi bărboși. Ragazzi, prego, mangiare. Ciorba di burta, frittura, pasta, molto pasta. Le aduce acolo, servesc nota di plată, ragazzi, prego, nota di plată. 800 de lire, no plată, no. Cum să nu plătiți? E una mafia di barba. Oh, cosa nostra, nicio problemă, dietă în partea casei. Sitora, unul, merge. Alți doi bărboși, ragazzi, prego, mangiare, ragazzi, mangiare. Pizza, molto pizza. Le aduce, mănâncă, nota di plata. 1000 de lire, nu plătesc. Cum nu? Mafia di barba, oh, cosa nostra. Să uită românul, adaptat, via, mă, că intru și eu. Ragazzi, prego, mangiare. Cerba di burta, frittura, sarmala, pasta, pizza. Le aduce, mănâncă, cât pentru 10 persoane acolo, nota di plata. 2000 de lire, nu plătesc.
Cum să nu plătiți? E una mafia di barba, dar dumneavoastră n-aveți barbă. Se face asta la pantalon? E un agento secreto, ragazze! Un țigan se duce la doctor. Ce am leu, domnule doctor, mâncați aș pulpa ta, că ești om învățat. Să rămână să-ți dea Dumnezeu sănătate. Te rog frumos, spune-mi ceva, să nu mai facă piranda copii. Am 6 acasă. Bă, țigane, pentru așa ceva nu este leac. Te rog, mâncați aș gura ta, că ești om învățat. Nervos, doctorul trasă săltarul, se scoată o țigare. Văzu un pachet de prezervative. Ce mai, țigane, te-am rezolvat. Uite, folosește ăsta și nu se mai întâmplă nimic. Să rămână, domnul doctor, să-ți dea Dumnezeu. Ce când ți-o trage una la belegată, de nu stă capul unde stă piciorele. Ce-ai făcut, nenorocitule? A rămas să iară borțoasă. Păi, momule, nu ți-am dat. Păi ce? Cum ai învățat? Hop, înghițeam unul, făceam o dată. Hop, mai înghițeam unul, mai făceam o dată. Măi, omul lui Dumnezeu, ăsta nu se înghit. Se pun pe un strument. Oh, rașu al dracu. Acum știu de ce făceam baloane la fund când dădeam vânturi. Grupă acasă și pe celălalt în semifinală. Haideți să vedem care și cum. Votați, vă rog. Iată, publicul a votat din nou. Ne luăm la revedere de la Nicolae Pișcan. În schimb, domnul Mihai Năstase este cel de-al doilea semifinalist al acestei serii. Într-o emisiune anterioară am rugat-o să aleagă între actorie și muzică. I-a fost greu să se hotărească. Acum, noi am ales bancurile. Însă ce banc ne va spune, va alege ea. Marilena Chelaru. E Ban Show! Ban Show, glumă bună! Te ajungi o săptămână și aștept din nou să spui așa. Ban Show! E locul potrivit. Dacă te-ai plictisit, vino cu noi să afli un nou. E Ban Show! Cu Nacho, glumă bună. Te ajungi o săptămână și aștept din nou să spui așa. E Ban Show! Ei, oglindă, oglinjoară, cine mai intră în semifinală? Acum vom stabili runda a treia, grupa a treia și îl vom ruga din nou pe Ciprian să ne ajute. Bancuri frumoase și haioase cu bucureșteanul Dumitru Segărceanu și din Bașcan, Petronel Tucaliu. Bună seara din nou. Ce faceți? Da, m-ați văzut acum am plecat acasă? Am treabă. Ați râs de colegul. Nu, nu-mi permit. Nu. Ce? Dumneavoastră ce faceți? Să înțeleg că vă înțelegeți foarte bine. Foarte. Aveți o relație bine. Interesantă. Da, avem o relație specială. Ce? Nu înțeleg. Cum adică aveți o relație specială? De ce ați spus în public? Suntem colegi, da? Da, dar nu trebuie să spuneți în public. Care-i problema? Știi toată lumea de... Noi dezbăteam în țara asta ideea că femeile vorbesc mult. Iată doi oameni care ne contrazic ideea. Uite. Soția unui tip moare într-o bună zi. Și după ce îi se fac cele cuvenite de către soț, mai trăiește și el ceva, nu mult timp pe pământ, și face pași pe lumea cealaltă și el. Datorită faptului că era plin de păcate, este repartizat în iad. Ajungând la partea iadului, este preluat de către Scaravoschi. Și spune, tipule, trebuie să mergem așa prin iad, să vizităm diferite sectoare, să vedem unde se chinuiesc sufletele celor păcătoși și să te fixezi asupra cărui sector vrei să te chinuiezi.
Bine, bun zis și făcut, merg ei. Într-un sector unii erau fiertini ulei, în alt sector alții erau opresc cu smoală, fiertini smoală, altora li se jupeau pieile după ei și multe și multe chinuri. Într-un sector, numai femei, înfipte așa în niște frigărui și se învârteau. Sub ele ardea un foc, se învârtea unele mai lent, altele mai repede. Și uite ăsta, ce scoate Scaraoschi? Păi astea sunt femeile care și-au înșelat bărbații pe pământ. Da, da. Păi și de ce se învârt unele mai lent, altele mai repede? Păi cele care se învârt mai lent și-au înșelat de mai puține ori bărbații, cele care se învârt mai repede de mai multe ori. Wow! Și mergând-i mai departe, Scaraoschi, mâine auzi, ce mă? Dar știi cumva, pe soția mea nu, cumva ai văzut-o tu pe aici, că și ea nu prea era ușă de biserică, știi? Păi cum tu l-ai văzut-o? Cum, unde-i? E ventilator la poalta aia, lui. La emisiunea vrei să fii miliardar al domnului Virgilian Tumi, ce vedea pe ala, că nevastă-mi așa stă în televizor, când îi vede ochii așa. Întrebare de 30 de milioane. Ce lungime are vaginul soției dumneavoastră? Aveți dreptul la trei variante ajutătoare. Atunci poți să-mi sun un prieten? Dacă publicul a râs, să ne spună și cu cine. Cu alte cuvinte, să voteze. Publicul a votat. Petronel Tucaliuc pleacă. În schimb, merge mai departe și se află printre semifinaliști Dumitru Segărceanu. Comună, agentul de poliție trage pe dreapta un șofer. Domnule șofer, vă rog să prezentați actele la control. Scoate actele la control, dar să știi că, uite, circulați cu 70 de kilometri prin comună. Da, șoferul de acolo. El contrazice, pardon, domnule polițist, eu am circulat cu 50 de kilometri la oră, vă contrazic. Dar repede intră muierea în acțiune și pe post de avocat și zice, domnule polițist, vă rog frumos, nu vă puneți la mintea lui, că soțul ăsta al meu când bea, contrazice pe toată lumea. Oh, Super Bang Show! Dole! Examen la bacalaureat. Comisia hotărăște să-i pună o ultimă întrebare lui Gigel. Ia spune tu la câte grade fierbe apa. Eu-l foarte sigur de el așa. Domnilor profesor, apa fierbe la 90 de grade. Prost, bă, prost. Ai pierdut examenul, ia mai bine tu și la toamnă. Ia să supărat afară, posomărât, năcăjit, la ușă, la intrare, era prietenul lui bun Costel. Ia zi, bă, ce-ai făcut și acolo? Bă, uite, bă, spuse aia, așa, ce și cum și... Bă, prost, spusești, bă, prost. Nu apa, mă, ci unghiul fierbe la 90 de grade, mă. Este necăsătorită și vă pot spune atât. Este fica tatălui ei, care tatăl ei concurează și el în emisiunea de astăzi. Ion și Leana ajung în București și vor să se ducă și la o adresă. Ion cheamă un taxi și întreabă pe șofer. Să trăiți, domnul șoferistul, bine vă găsiți sănătos. Ia spuneți-mi și mie, cât mă costă până în Bercen la Nașu? 20.000, spune șoferul. Stă Ion o țări așa pe gânduri, se gândește, se sucește. Zice, auzi, domnul șoferistul, și dacă vine și muierea cu mine, cât mă costă? Păi tot 20.000. Aoleo, și atunci Ion se uită așa cu milă la Maria și zice, la Leana, auzi, fă, Leana, vezi? Și eu când spuneam că nu valoră niciun ban. Ultimul concurent din această seară. 33, nici ani, nici doamne și domnișoare, cel puțin o săptămână asta. Oricum, runda a treia, grupa a treia, ne aduce în scenă pe Gheorghe Sandu și pe Elena Constantinescu. Și iată, din nou, se întâlnește mișcarea feministă cu misoginii români. Sunteți misogini, domnule?
mi s-a muiat rasoale, nu mai pot să vorbesc. Țiganul și-a pe Piranda să ducă la doctor. Domn doctor, am o mare nenorocire în familie. Ce, mă? Țiganca mea e bolnavă rău. Ce are, mă, mâncați de așa? Are țâțele mari. Cum, mă? Are țâțele mari, uite așa, domnul. Mă, mâncați, tu nu vezi, mă, că la moda asta e cu siliconare, cu dracu, la, vă trebuie, așa e moda, așa e frumos, așa place la tot. Dă, domnule, de pe mine, mă încurcă, domnule, uite așa de mari. Ia dezbracă-te, să dezbracă Piranda, o așează să pe scaun, uite așa aveți. Mamă, ce țâțe are asta? Mă, țigane, mă. Mă, cum ai reușit tu să ajungi la performanța asta, mă, frate? Cum ai făcut, mă, că și nevastă mea le are? Și vorba, dar nu sunt ca asta, mă, eu așa îmi plac, mă. Păi, domn doctor, să vă spun cum fac. Uite, îi fac masaj așa pe ele. Uite așa o masă și trag de ele, iar o masă, iar trag de ele. Și au crescut așa. Cum mă mâncați-aș gura, că și eu fac cu oameni la fel. Și eu o masez, și eu trag de ele, dar nu i-au crescut așa. Păi, domnul doctor, poate dumneata dormi în aceeași cameră cu ea. Un călător se suie într-un tren ce mergea spre Moldova. Merge trenul ce merge și oprește în prima stație. Mă, omul deschide și el geamul să vadă în ce gară e. Mărășești, spune colegul de compartiment. Mulțumesc, zice omul și stă jos. La următoarea stație mai merge trenul ce mai merge, la următoarea stație iară deschide geamul omul. Mărășești, spune colegul de compartiment. Mulțumesc, se așează jos omul. E, și se repetă faza de mai multe ori. Dar acum omul e exasperat. Măi, zice omul de, colegului de compartiment. Măi, domnule, mă, tale îți bagi joc de mine? Păi mărășești odată, mărășești de două ori. Dar mergem de două ori și tot în mărășești ne găsim. Dar zice colegul, nu bre, nene, închide geamul că mărășești. Eu, în acest moment, nu mai am multe de spus, trebuie doar să vă rog să votați cel mai bun banc acum. Avem rezultatul votului, ne luăm la revedere de la domnul Gheorghe Sandu. Acum, stați, unde plecați? Haideți dumneavoastră în public să serviți acel supliciu de a vedea ceilalți concurenți că se bat în continuare. Publicul a amendat bancul și iată, mișcarea feministă a câștigat. Iar acum mișcarea feministă mai are un concurs care se numește, este tot de sex feminin, se numește pauza publicitară. Nu! Fraților, să vă povestesc ce am pățit într-o zi. După ce o fu vărul Gheorghe pe la mine la Drobeta, am zis să-i întorc și eu vizita lui. Și uite, așa am urcat în tren. La un moment dat, în compartiment cu noi era un copilaș. Vai, ce copilaș frumos, zice vărul Gheorghe. Cum te cheamă, Ionel? Îi spui și la nenea o poezie? Și începu copilașul. A țiripat un prut, ce-i drept că am bumburat, dar drâmbău aghioală încă trează a cripolit pe aproape prin cordac. Ce pițin dreala mea de burtiș leagă, din morbul tău dezdrălățită, mi-ai burdujit frogolojina, tichii mi-ai biza să-mi obleagă. Băi, frate, ce vorbesc astea, zice vărul Gheorghe. Noi n-am învățat din ăștia când eram, mă, să știi că ăștia limbi străine, engleză, franceză, mă, romistă nu e limba asta, că ar fi sunat cam așa. Un carge sau cargea? Mă, dar nici englezească nu e. Nici englezească nu e, o spun eu. Păi ar fi sunat cam așa? Ai, frig mi, ies, iau laibăr. În sfârșit, cum stăteam noi în compartiment, la un moment dat vine controlorul. Biletele la control. Pot eu biletul, îl dau. Se uită controlorul, îl verifică, îl compostează, îl dă înapoi, scoate și vărul Gheorghe, să fie, să uită, îl compostează. Da, mulțumesc, călătorie plăcută, zice vărul Gheorghe. Ai văzut că nu s-a prins? Să întoarce ăsta înapoi, domnule, mi se pare că ceva e în neregulă cu biletele dumneavoastră. Vă rog să le mai prezentați odată. Scoate-o biletul, scoate și vărul Gheorghe, să uită pe ele, le întoarce pe toate părțile, mai nimic, totul e în regulă. Dă să plece, ai văzut? Nici acum nu s-a prins. Păi, frate ăsta nebunit, după vreo 5 minute, vine cu controlul de stat. Ia câtă că vine controlul de stat.
Controlul de stat, vă rog să prezentați legitimațiile la control. Scoate eu biletul, scoate și badea. Gheorghe, să uită și pe o parte și pe alta, totul e în regulă. Vă mulțumesc, călătorie plăcută, dă să plece. Ai văzut? Nici acum nu s-o prins. Bă, ăsta a nebunit, acum noi coborâm la gare, la Petroșani, știți? Controlul de stat după noi. Intrăm noi în bufet, controlul de stat după noi. La un moment dat ne-am speriat, mă, ce-o vrea ăsta cu noi? Fraților, stați așa. Eu sunt controlul de stat, dar nu vă fac nimic, dar spuneți-mi, vă rog frumos, ce ați făcut voi cu biletele de noi, nu ne-am prins, domnule, că eu am atâta școală și vechime, domnule. Uite, vă dau DBU ce vreți voi și cât vreți voi, numai să-mi spuneți ce ați făcut cu biletele. A, zice, vă rog, okay. Eu am pus pariu cu vărul Tavi, că dacă noi schimbăm biletele între noi, nici dracu nu se prinde. Al doilea semifinalist al serii vine din București și se numește Toni Secuceanu. Vine Bulă într-o zi de la școală, deschide ușa încet, intră casă și o găsește pe maică sa în fața oglinzii, dezbrăcată, goală pușcă, mângâindu-se și zicând... Ah, vreau un bărbat! Ah, vreau un bărbat! O zi, două, trei! A patra zi când vine Bulă acasă, mă s-a împat cu un bărbat. Activitate la greu acolo, să dezbracă Bulă repede. Vreau o bicicletă, vreau o bicicletă, vreau o bicicletă! Tot din București vine și a treia semifinalistă, pentru că despre o doamnă este vorba, despre o reprezentantă a mișcării feministe, cum spunea Cabral. Ei bine, Elena Constantinescu. Echipajul român-sovietic vine din cosmos. Președintele rus îl cheamă pe cosmonautul rus la ea și îi zice: măi, Ivani, ia spune tu, cum să te premiez eu pe tine? Să-ți dau bani sau să-ți dau o medalie? La care Ivan Nicolo îi zice: domn președinte, mulțumesc, dar nu vreau bani, că am destui, dați-mă o medalie. Bine, e acum și cosmonautul român e chemat de Neanicu, care îi zice: ei, plimbărețule, ia spune, ce facem cu zilele petrecute acolo sus? Le recuperăm sâmbăta și duminică sau le scădem din concediu de odină? Nu știu ce se va întâmpla cu seriile dumneavoastră, cu această seară pierdută, dacă o veți recupera sau dacă veți petrecări. Așteptăm votul dumneavoastră. Ne luăm la revedere de la domnul Craioveanu. Domnule Craioveanu, ne pare bine că ați făcut aici, totuși este o reușită, că ați ajuns în semifinală. Și iată aceștia, doi, domnul și doamna, cel inteligent și frumos și cei scusiți în ale bancurilor. Așa vor rămâne. Și sunt finaliștii acestei seri. O scusiți în ale cărilor. Eu sunt foarte emoționată de ceea ce va urma pe cuvânt. Sincer, sunt foarte emoționată. Ah, da. Ne poate ajuta și Dan Fințescu, dar putem spune și noi înaintea lui. Urmează finala și numai Dan ne poate ajuta? Nu. Urmează finala. Urmează finala și ne va ajuta Dan Fințescu. Cum să nu vă ajut cu numele finaliștilor din această seară? Știți să vă spun că astăzi la Superbank Show se bat doamnele cu domnul, ambii concurenți din București, Elena Constantinescu și Toni Tecuceanu. Auzi? Nadia, cum mă văd așa roșu? Îți place? Sunt ca fantoma de la operă? Nu, arăt mai bine. Ca fantoma de la operă. Da. Ceaușescu cu Leana în vizită la Kremlin. Băieții vorbeau de politică, de fotbal, de nu știu ce, fetele între ele, de modă, de... La un moment dat, Raisa îi zice lui Elena Ceaușescu, zice: e, Elena, soțul tău, Nicolae, ce cadou ți-a făcut de ziua ta? Vai, Raisa, dragă, un roșu, ai superb, dragă.
Dar cu câte uși? Zice, cu 6 uși, dragă, cu portavion, înăuntru, cu bar, cu tot ce vrei. Dar soțul tău Mihail, ție ce cadou ți-a făcut de ziua ta? Elena mi-a făcut cadou un Rembrandt superb, dragă, superb. Cu câte uși, dragă? Elena, tu, academician, doctor, inginer, savant de recunoaștere internațională, să nu știi că Rembrandt ăsta e un pictor celebru. Fuge Elena de acolo, trântește ușile, nervoasă, pleacă la reședința destinată înalților oaspezi români. Înăuntru Ceaușescu băgat în șifonier până la brâu, arunca haine în mijlocul casei acolo. Manicule, manicule, lasă-mă în pace! Manicule, manicule, ce vrei, fă, lasă-mă în pace! Manicule, nu mi-ai zis, mă, și mie, că Rembrandt ăsta e un pictor celebru, că uite, m-am făcut de râs la Raisa aia, la care ăsta nervos ce... Auzi, fă, ce mie de Raisa, da, îmi arde și de Rembrandtul tău, nu vezi că m-a invitat ăsta mâine la lacul lebedelor și eu nu-mi găsesc slipii! Gheorghe al Minciună, sănsoară cu Măria lui Pleașcă. Nuntă mare, bucurie în neamurile la amândoi, bucurie și mai mare, mai ales când Măria a născut după 3 luni. A, își luă soacra nepotul în brață și cel mai iubea și cel mai giugiulea învârtea pe toate părțile. Ciucu, ciucu, pu, 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 pu. E, și zice soacra, ia uite mă ce zamălăgă, tai găsu. Dar Gheorghe dicolo își pune basca în cap și dă să plece. Dar soacra, ce faci? Ce faci, mă? De unde vrei să pleci? Păi, hă, crezuși că nu-mi dădui zamă? Păi eu o luai pe Măria numai de 3 luni și ea gata și născu. Mă, vino, mă, băiatule, încoamă să-ți explic, vino încoace. Tu ești însurat cu ea de 3 luni? Da. Ea e măritată cu tine de 3 luni? Da. E, vezi, asta face 6 luni. Face? Face. Așa, ea e măritată cu tine, ea, și amândoi voi sunteți căsătoriți de 3 luni? Da. E, vezi, 9 luni, face, face. E, și atunci, mă, unde mai vrei să pleci? Așa e, mamă, soagră, da, eu tot plec. Păi unde mai plec acum? Păi mă duc să cumpăr rechizite școlare, că ăsta în câteva săptămâni cred că pleacă la școală. Doi texani discutau despre sex. Primul zice, ascultă, John, poziția mea preferată este rodeo. Cum rodeo? Zice al doilea, n-am auzit asta niciodată. Zice, ok, dragul meu, stați să-ți explic. Imediat. Când fac dragoste cu soția mea, în poziția, o știi tu, așa, pândesc momentul când ea e aproape de orgasm. După aia mă aplec și îi șoptez la ureche... Îi spun, iubito, știi, asta e și poziția preferată a surorii tale. Și? E, și după aia încerc să mă mențin în echilibru următoarele 8 secunde. La împlinirea vârstei de 50 de ani, Leana alu Frunză primește de la Nelu soțul ei următoarele cadouri. O floare, o șampanie, o pâine caldă și o sticlă cu lapte. Mă, mirată femeia, acum îl întreabă pe soț, mă, dar ce semnificație au cadourile astea? La care soțul dicol, stai fă să-ți explic. Păi fii atentă, la 20 erai ca o floare, la 30 erai ca o șampanie, la 40 erai ca o pâine caldă, iar acum la 50 ești ca o vacă. Făcu Leana ochii mari și zisă, așa o fi, mă, omule, la 20 eram ca o floare, dar nu mi-ai rupt tu prima petală, la 30 erau ca o șampanie, dar spuma nu mi-ai băut-o tu, la 30 eram ca o la 40 eram ca o pâine caldă, dar coaja crocantă n-ai savurat-o tu, iar acum la 50 oi fi o vacă, dar sunt mulți care mă întreabă, când pleacă băul de acasă? Oameni buni, aveți aici doi oameni, doi concurenți, care v-au spus 2 bancuri fiecare. Mie mi-a plăcut amândoi. Însă dumneavoastră trebuie să alegeți acum
omul care v-a plăcut cel mai mult, votând acum. Poate că vreți să vă felicitați acum, înainte de afară rezultatului. Vreți? Sănătate, felicitări! Diferența la voturi este de un vot. Cineva dintre dumneavoastră va pleca acasă cu 50 de milioane, cineva va pleca doar cu faima rămasă după această seară. Câștigătorul Superbank Show-ului din această seară este bărbat și se numește Tony Tecuceanu. Felicitări!